Autoturismul cu numere străine a sărit în atenția polițiștilor. Aceștia sperau că va fi doar un control, însă totul s-a transformat într-o urmărire ca în filmele hollywoodiene. Din zona gării, șoferul se îndrepta către cetate, moment în care a lovit o mașină a polițiștilor. Nefiind alba Iulian, acesta a ajuns în spatele fostului cinematograf Columna, moment în care a fost prins de oamenii legii. Băieților urmărit pe unul care fugea de poliție cu mașina aia, Mercedes-ul alb, era să mă lovească pe mine înainte în parcare. După care o fugit, lor somat, s-a oprit, l-a imobilizat, l-am ajutat, i-am ajutat pe ei să-l imobilizeze și după care au venit restul colegilor poliției. Unde vine mașina, știi? Sau era băut? Te-ai văzut? Din câte am înțeles, au declarat că din turd ar fi luat mașina, că e abandonată și n-am de unde să știu dacă era băut. Mașina pe care o conducea era de pe raza județului Cluj și era dată dispărută încă din perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru a nu fi prins de polițiști, inculpatul a adăugat alte numere la mașină. Echipajul de poliție rutieră din cadrul serviciului rutier, în timp ce desfășura activități de supraveghere și control al traficului pe raza municipiului Alba Iulia, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism marca Mercedes, al cărui conducător nu a oprit la semnalele polițiștilor. Drumul șoferului era lung, acesta dorind să ajungă în satul natal al mamei sale în județul Călăraș. În portbagajul mașinii erau mai multe recipiente cu motorină. Echipajul de poliție a pornit în urmărirea acestuia, iar pe strada Zorilor din municipiul Alba Iulia s-a reușit imobilizarea acestuia. Pe parcursul urmăririi, conducătorul auto a avariat și echipajul de poliție care se afla în urmărirea sa. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test marca Drager, rezultatul fiind negativ. Mașina era a lui? Nu, mașina a fost, din primele verificări, am stabilit că mașina este sustrasă de pe raza municipiului Cluj-Napoca, iar conducătorul acestuia a aplicat plăcuțe cu numerul de matriculare false, respectiv plăcuțe cu numere de Germania, a cărei valabilitate este expirată. Cu toate că nu a consumat băuturi alcoolice, șoferul, dornic de adrenalină, avea un comportament ciudat. În majoritatea cazurilor, cei care săvârșesc astfel de fapte sunt foarte reticienți în fața camerei de filmat. De această dată, homeless-ul Daniel nu a avut nicio reținere și chiar a pozat în victimă. De ce ai furat mașina? Unde vrei să te duci? Nu este furată de mine. Dar de cine? Polițiștii mi-au spus că este furată. Nu este furată de mine. Dar era în mașină. Mașina este cu numere expirate, eu am presupus că este mașina abandonată și am luat-o pentru mine, să o folosesc unde eu. Unde ai găsit-o? În Turda. Și ai luat-o de acolo, ai putut să da. Pornești? Era deschisă, încuietorile nu sunt forțate și se deschid cu orice cheie. Unde vrei să ajungi? În satul natal al mamei mele. De ce nu ați oprit la semnalele polițiștilor? Am permis și mi-era frică să nu rămân fără permis, adică știam că nu are acte în ea și... De unde știați, nu eram foarte sigur pe situația mașinii. Avea carburant în portbagaj. De unde știți că nu are acte mașina? Am căutat. Asigurarea. Ai lovit mașina poliției. Fugi mult? Cât te-a urmărit? Mașina poliției la o intersecție, ca să nu lovesc bordura, am tras puțin brusc. Mașina nu depășește 90 de km la oră. Maxim 90 de km nu depășește. Dar ce fugi de un diesel. Te-ai dat jos din mașină și ai fugit printre blocuri? Sau? Am ajuns într-o fundătură cu mașina și am coborât să mă duc pe jos. Să nu se știe cine sunt, că adică am nevoie de permis. Sunt un om sărac care stă lângă groapa de gunoi, am o mașină veche, cu ea mă mut de colo-colo și ne adorm. Și mașina asta? Mașina asta în Turda, unde am plecat din Cluj cu pelerina la mine, am plecat în Turda să-mi găsesc un loc unde să pot să stau, deci în Cluj chiar nu pot, numai lângă groapa de gunoi. Unde este satul natal al mamei? Eu nu am crescut lângă groapa de gunoi. Unde este satul natal al mamei? Comuna Grădiștea, satul se numește Cacoveanca, cred. Zona Călăraș. Pentru faptele comise, șoferul imprudent poate să rămână în spatele gratiilor. Cercetările vor continua în cazul acestuia.